fie matricea A mare egală cu 2, minus 1, 4 și minus 2. 673, ultra simplă, da? Cât e A pătrat? E A pătrat egală cu, facem A pătrat, da? 2 minus 1, 4 minus 2, ori 2 minus 1, 4 minus 2. Cât face? 2 ori 2, 4 minus 4, 0, minus 2 plus 2, 0, 8 minus 8, 0, minus 4 cu 4, 0. Deci este matricea nulă, adică răspuns corect A. 674 spune numărul soluțiilor din M2DR ale ecuației x la 25 egal cu A. Acum, uitați ce se întâmplă. Din cauza că, în primul rând, observați că determinantul lui A mare este cine? Minus 4 plus 4 este egal cu 0. Da? Bun. Și atunci, din relația asta, presupunând că există x, determinantul lui x la 25 egal cu d de A. Dar, știți că puterea, avem proprietatea că determinantul unei matrici la puterea n este d de x la n, de unde vine? De la d de A ori b, d de A ori d de b, prin inducție, da? Deci ăsta vine determinantul lui x la 25 egal cu d de A, care este 0, adică rezultă că determinantul lui x este 0, da? Bun. Acum, de aici, atenție, putem folosi teorema Hamilton-Cayley care zice așa, o matrice la pătrat este tras de x, adică ce înseamnă tras de x? Suma elementelor de pe diagonala principală, da? Minus determinantul lui x ori matricea unitate. Dar determinantul lui x fiind 0, iată că obținem x pătrat egal cu tras de x ori x. Tras de x este un număr. Hai să notăm tras de x cu un alfa, da? Număr real. Deci x pătrat este alfa ori x, da? Și acum, noi vrem să ajungem la x la 25. Păi, hai să vedem de aici. Ia uitați, dacă fac x la 3 este alfa x, adică x pătrat ori x. Este alfa x pătrat. Iar x pătrat este ăsta, deci vine alfa pătrat ori x. Prin urmare, fie afirmația de inducție P de n, x la puterea n este alfa, ia uitați, când e la a doua e alfa la a întâia, când e la a treia e alfa la a doua, deci alfa la n minus 1 ori x. Presupunem pentru orice n, chiar și pentru 1, da? Că x la a întâia e alfa la 0, care e 1, ori x la a întâia, da? Presupunem P de n adevărată, hai să vedem P de n plus 1. Asta înseamnă x la n plus 1, care este x la n ori x. Dar din faptul că P de n e adevărată, ăsta este alfa la n minus 1 ori x ori x. Adică e alfa la n minus 1 ori x pătrat care știm deja că este alfa x. Deci este alfa la n ori x. Ia uitați, x la n plus 1 este alfa la cu 1 mai puțin, cum era aici, ori x. Deci rezultă că P de n plus 1 e adevărat, adică P de n este adevărat întotdeauna. Și atunci revenim aici și zicem, băi, ce înseamnă x la 25 egal cu A? Alfa la puterea 24 ori x egal cu matricea A. Observați că alfa este diferit de 0. De ce? Că dacă alfa ar fi 0, asta mi-ar da cine? 0 ori x, 0 egal cu matricea A. Dar matricea A nu este matricea nulă, este matricea de aici. Da? Prin urmare, iată că mi-a rezultat că x este 1 pe alfa la 24 ori matricea A, care era cât? 2 minus 1, 4 minus 2. 2 minus 1, 4 minus 2. Adică egal cum par pe fiecare, 2 pe alfa la 24, minus 1 pe alfa la 24, 4 pe alfa la 24, minus 2 pe alfa la 24. Da? Asta e x. Păi zic, cine e alfa? Păi stai, n-am spus noi că alfa este tras de x, adică este suma elementelor de pe diagonala principală, 2 alfa la 24 minus 2 pe alfa la 24, aha, este 0. Deci mi-a dat alfa 0. Ori eu am zis că alfa este diferit de 0. Prin urmare, iată că nu există niciun x, nicio matrice x cu această proprietate. Ce îmi cerea mie? A, numărul soluțiilor. A, deci B-ul. Că iată că nu are soluții x mare.